Slăvit să fie Domnul! Amin. Pentru că și în seara aceasta s-a citit din cartea Eclesiastul, aș vrea să rămânem aici și să mai ascultăm câteva versete din Eclesiastul, capitolul 1. Voi începe citirea de la versetul 3 și vom încheia cu versetul 11. Ce folos are omul din toată truda pe care și-o dă sub soare? Un neam trece, altul vine și pământul rămâne veșnic în picioare. Soarele răsare, apune și aleargă spre locul de unde răsare din nou. Vântul suflă spre miază zi și se întoarce spre miază noapte, apoi iarăși se întoarce și începe din nou aceleași rotiri. Toate râurile se varsă în mare și marea tot nu se umple. Ele aleargă necurmat spre locul de unde pornesc, ca iarăși să pornească de acolo. Toate lucrurile sunt într-o necurmată frământare, așa cum nu se poate spune. Ochiul nu se mai satură privind și urechea nu obosește auzind. Ce a fost va mai fi și ce s-a făcut se va mai face. Nu este nimic nou sub soare. Dacă este vreun lucru despre care s-ar putea spune iată ceva nou, de mult lucrul acela era și în veacurile dinaintea noastră. Nimeni nu-și va mai aduce aminte de ce a fost mai înainte și ce va mai fi, ce se va întâmpla mai pe urmă, nu va lăsa nici o urmă de aducere aminte la cei ce vor trăi mai târziu. Amin. Vă mulțumesc, vă rog să vă reașezați. Frați și surori, după momentele sublime ce le-am avut până acum, cred că este potrivit să continuăm acum cu bucurie, să slăvim pe Dumnezeu Tatăl din Cer, care este și Tatăl nostru. Amin. Continuăm să slăvim pe Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul lumii întregi și Mântuitorul nostru. Amin. Și vrem să onorăm pe Duhul Sfânt care conduce lucrarea din seara aceasta aici. Amin. Amin. După cum ați observat la slujba de dimineață, Domnul ne-a vorbit prin cartea aceasta scrisă de Solomon, cartea Eclesiastul, și am observat că și în după masa aceasta s-a citit din această carte. Solomon, regele pace, a condus regatul lui Israel 40 de ani. În tot timpul acesta are pace cu popoarele din jur și regatul lui Israel cunoaște o dezvoltare economică deosebită. Bărbatul acesta ajunge savant. Dacă veți citi în 1 Împărați, capitolul 4, veți observa că omul acesta a explorat mai multe domenii ale științei cu succes. A fost aplecat spre literatură, scriind 3.000 de pilde și 1.005 cântări. A studiat silvicultură, a studiat știința păsărilor, o știință grea numită astăzi ornitologie. Bărbatul acesta, probabil dacă ne-ar fi fost contemporan,
ar fi fost dorit de cele mai mari universități ale lumii. A sporit în înțelepciune, depășind pe contemporanii săi, și cu toate acestea, spre finalul vieții și-a pus o întrebare. Ce folos are omul din toată truda care o dă sub soare? Adică, întrebarea aceasta ar suna pentru noi, care e sensul vieții? De ce am venit în această lume? De ce stăm aici câteva decenii și unde plecăm? Uitați-vă, Solomon, la întrebarea aceasta, ce folos are omul din toată truda pe care o dă sub soare, trage concluzia finală spunând așa, în lumea de sub soare, adică în lumea terestră unde noi trăim, totul e deșertăciune și goană după vânt. Și când Solomon face afirmația aceasta, vreau să vă spun că aduce câteva argumente la care aș vrea să mă opresc în minutele ce urmează. De ce viața de sub soare este deșertăciune? Pentru că, vedeți, dumneavoastră, suntem legați de ea. Uneori așa ne înfingem rădăcinile în lutul negricios, de parcă n-am mai plecat din această lume niciodată. Vreau să vă spun, dragii mei, sensul vieții nu trebuie căutat în lumea de sub soare. Sensul vieții trebuie căutat în lumea ce este dincolo de soare. Unde cei credincioși vor ajunge într-o zi. Ajută-ne, Doamne, să fim printre ei. Amin. Frați și surori, iubiți tineri, Dumnezeu a așezat în inima noastră gândul veșniciei. Și gândul acesta nu poate fi liniștit cu nimic altceva decât cu Dumnezeu. De ce lumea de sub soare e deșertăciune? Uitați-vă, primul argument ce-l aduce Solomon. Viața de sub soare e deșertăciune pentru că nu rămânem cu nimic din ea. S-a citit și în Eclesiastul 9, se repetă și aici, totul e o trudă pe pământul acesta. Și uitați-vă dumneavoastră, când viața pe pământ se termină, din cele materiale nu luăm nimic cu noi. Proprietăți, mașini, case, ne folosim de ele o vreme și le lăsăm aici. Cât aducem cu noi când venim în această lume, atât ducem cu noi când plecăm. Ne naștem cu pumnii strânși plângând, dorind să strângem tot, și când viața se încheie, murim cu palmele deschise, demonstrând că n-am luat nimic cu noi. Eu vă întreb, are dreptate Solomon? Viața de sub soare e deșertăciune pentru că nu putem să ducem nimic cu noi. Totul e o trudă. Cât aduci când vii în această lume, atât duci cu tine când pleci de aici. Nu numai Solomon a spus-o. Au mai fost oameni bogați care au afirmat același lucru. Dați-mi voie să vă spun despre un om foarte bogat, dar credinciosul lui Dumnezeu, un gigant al răbdării. Numele lui este Iov, un om extrem de încercat. Uitați-vă, omul acesta a trecut prin încercările vieții. Tragediile au venit peste viața lui, pierde toate valorile materiale, pierde și cei 10 copii. Dimineața este foarte bogat, iar seara e foarte sărac.
Și auziți ce declară el. Cartea Iov, vă rog să deschideți împreună cu mine în Cartea Iov, în capitolul 1, și vom vedea ce zice omul acesta despre viața de sub soare. Era foarte bogat, turmele lui acopereau țara, avea 7.000 de oi, 3.000 de cămile, 500 de perechi de boi, 500 de măgărițe, un număr mare de slujitori și valoarea vieții lui, 10 copii, 7 fii și 3 fete. Tot ce are, pierde într-o zi. Cei 10 copii erau într-o casă, a venit un vânt dinspre pustiu, a lovit în cele 4 colțuri ale casei, se prăbușește casa peste ei și sfârșesc în mod dramatic. Și auziți ce declară Iov. Viața de sub soare, de șertăciune, vă rog, nu uitați primul argument, pentru că nu putem duce nimic cu noi. Totul e trudă și goană după vânt. Când primește Iov vestea morții fiilor lui, uitați-vă ce spune Scriptura. Iov, capitolul 1, versetul 20. Atunci Iov s-a sculat și a sfâșiat mantaua și și-a tuns capul. Apoi, aruncându-se la pământ, s-a închinat și a zis: gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Dar n-a uitat de Dătător. Domnul a dat, Domnul a luat, binecuvântat fie numele Domnului. Și noi spunem amin. Amin. Și versetul următor e sugestiv pentru noi, că nu toți fac așa. Spunea fratele, unii în mijlocul încercării se ceartă cu Dumnezeu, unii în mijlocul încercării îl înjură, unii în mijlocul încercării intră în dispută cu cel ce e creator. Auziți ce zice Iov? În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc și n-a vorbit nimic necuvincios împotriva lui Dumnezeu. Rămâne credincios lui Dumnezeu în încercare. De ce? A înțeles că viața de sub soare e de șertăciune, pentru că oricât de bogat ai fi în lumea asta, oricât de multe proprietăți ai avea, când pleci de aici, nu duci nimic cu tine. Spunem noi într-o cântare, de ce te lupți cu valul în spume? De ce îți aduni comori și nume? Cu pumnii goi plecăm din lume, cu pumnii goi. Dar permiteți-mi la argumentul acesta să aduc o lecție de viață pentru cei ce suntem prezenți. În urma materialului ce l-am urmărit în seara aceasta, ascultați-mă, dragii mei, ce facem pentru Domnul rămâne pentru eternitate. Domnul să binecuvinteze frații implicați în misiunea din Burundi și din țările sărace și zic, Domnul să dea progres lucrării sale. Amin. Tot ce facem pentru Domnul va fi răsplătit într-o zi. Aleluia. Ce aduni pe pământ, pe pământ rămâne. Ce aduni în cer, sunt comori pentru eternitate. Aleluia. Ajută-ne, Doamne, să ne strângem comori acolo. Amin. Amin. Frați și surori, fiecare faptă bună, fiecare pachet cu alimente, fiecare vorbă spusă unui orfan sau unui om nemângâiat, sunt fapte pe care Dumnezeu le notează pe organigrama lui în cer, pe care le va răsplăti într-o zi. Amin. Aleluia. Dacă Dumnezeu ți-a dat binecuvântări și te poți bucura împreună cu cei dragi, ne cheamă Domnul să fim o mână întinsă pentru cei aflați în dificultate. Doamne, ajută-ne! Amin. Am un prieten în Suceava și îmi spunea ce i s-a întâmplat într-o zi. Spunea el, eram în Suceava, am ieșit dintr-un magazin, m-am dus la mașină, eram foarte grăbit. Și lângă mașina mea era un băiețel, a luat o sticlă cu șampon și a dat pe parpriz să-mi spele parprizul. Și eu grăbit, puțin agitat, am strigat la el și am zis, nu mai spăla parprizul mașinii că n-am să-ți dau niciun ban.
Băiețelul a continuat să spele și a zis, eu spăl parprizul gratis. Te rog să pleci de aici, că eu nu-ți dau niciun ban. Nu te-am pus să speli parprizul. Te rog să pleci de aici imediat. Și a zis, frate, mi-a dat o lecție de viață care nu voi uita până voi pleca în mormânt. S-a uitat în ochii mei și a zis, eu pe dumneata te cunosc. Dumneata, ai fost la înmormântarea mamei mele. Eu sunt un copil orfan și tata a zis, trebuie să câștigați un ban cinstit, n-aveți voie să puneți mâna pe ce nu-i al vostru. A terminat de spălat parprizul și a fugit. Fratele a băgat mâna în buzunar și a zis, vino să-ți plătesc. Și copilul de departe a zis, nu, eu am spălat gratis. Cât mai costa parprizul acela? Nu uitați, viața de sub soare e de șertăciune și goană după vânt, că n-am adus nimic și nu vom duce nimic cu noi. Dar ce adunăm în cer sunt fapte pentru răsplătirile eterne. Lăudați să fie Domnul! Al doilea argument ce îl aduce Solomon. De ce viața de sub soare este de șertăciune? Uitați-vă, dragii mei, viața de sub soare e de șertăciune pentru că aparținem unei lumi care trece. Auziți ce zice Solomon? Capitolul 1, versetul 4. Un neam trece, o generație, și altul vine și pământul rămâne veșnic în picioare. Adică zice Solomon, voi nu observați cât de trecători sunteți? Soarele răsare, apune și aleargă spre locul de unde răsare din nou. Fiecare rază de soare, fiecare răsărit și fiecare apus ar trebui să-ți spune că ești într-o lume care trece. Vântul suflă spre miază zi și se întoarce spre miază noapte. Apoi iarăși se întoarce și începe din nou aceleași rotituri. Toate râurile se varsă în mare și marea tot nu se umple. Ele aleargă necurmat spre locul de unde pornesc, ca iară să pornească de acolo. Adică zice Solomon, voi nu vedeți că natura fuge de voi? Viața de sub soare e de șertăciune. De ce? Pentru că n-am adus nimic și nu ducem nimic cu noi. Viața de sub soare e de șertăciune pentru că trăim într-o lume care trece. Un neam trece și altul vine. Generație după generație plecăm. Ești conștient că într-o zi va pleca și generația ta, vei pleca și tu? Uneori avem impresia că moartea e numai pentru alții. Știți ce am observat? Uneori intrăm în cimitire, ne apropiem de groapă, ne uităm câteva momente și ne retragem imediat. Avem impresia că e numai pentru alții. Nu uitați, vine momentul când trebuie să părăsim scena acestei lumi. Noi trăim într-o lume care trece. Vrei sau nu vrei, într-o zi trebuie să pleci din această lume, sănătos sau bolnav. Inteligent sau mai puțin inteligent, cu influență sau anonim. Trăim într-o lume care trece. Știți ce spun specialiștii? Pe planeta asta au trăit până acum aproximativ 127 de miliarde de oameni. 100 de miliarde s-au dus. Noi am mai rămas o vreme, cât nu știm, că viața este în mâna lui Dumnezeu. Până la urmă plecăm și noi. Citeam o statistică, în 24 de ore pe planeta Pământ pleacă în veșnicie aproximativ 200.000 de persoane, cât populația unui oraș mare. În fiecare jumătate de oră când stai la masă cu cei dragi din casa ta, aproximativ 4.000 de persoane sunt chemate în veșnicie. Ești sigur că următoarea jumătate de oră este a ta?
Viața de sub soare e de șertăciune, frați și surori, pentru că trăim într-o lume care trece. Un neam trece și altul vine și pământul rămâne veșnic în picioare. Dreptate avea Solomon. Știți ce zic? În perioada generației noastre, să-L slujim pe Dumnezeu cu credincioșie, Doamne ajută-ne! Să fim folositori lui Dumnezeu. S-a citit din Eclesiastul 9, când ai plecat din această lume, nu mai poți lucra pentru Domnul. Nu mai este nici lucrare, nici chipzuință în locuința morților unde te duci. Știi ce zic? Cât este ziua, haideți să lucrăm. Că vine noaptea, că nimeni nu va putea lucra. Haideți să lucrăm pentru slava celui preanalt, să aibă pentru ce ne răsplăti la final. Eu zic, Doamne, ajută-ne! Viața de sub soare e de șertăciune. Uitați-vă primul argument. Pentru că n-am adus nimic cu noi și nici nu putem duce nimic cu noi. Pentru că trăim într-o lume care trece și vine Solomon să ne mai spună ceva. Haideți să vă dau și al treilea argument. Viața de sub soare este de șertăciune. De ce? Pentru că nu este nimic în această viață ca să te satisfacă pe deplin. Solomon, care, repet, a fost savant, zice, nu e nimic nou sub soare. Nu există un lucru cu care voi să mă surprindeți și să-mi spuneți că e un lucru nou. Când am citit versetele astea, chiar m-am încurcat puțin. Chiar să nu fie niciun lucru nou sub soare? Oare n-a inventat știința atâtea lucruri noi din vremea lui Solomon până azi? Dacă ne referim la fenomenele naturii de aici, dacă ne uităm la vânt, la soarele care răsare, care apune, nu-i nimic nou. Dar auziți ce zice Solomon? Auziți ce zice Solomon? Versetul 9. Ce a fost, va mai fi. Ce s-a făcut, se va mai face. Nu e nimic nou sub soare. Noi trăim cu o curiozitate oarecare și vrem parcă în fiecare zi să auzim lucruri noi. Ba chiar e expresia, n-ai mai auzit nimic nou? Eu zic ce zice Solomon. Versetul 10. Dacă este vreun lucru despre care s-ar putea spune, iată ceva nou, un lucru. De mult lucrul acela era și în veacurile dinaintea noastră. Dar ce vrei să ne spui, Solomon? Înțelegeți. Și cei care veți citi în cartea mea în anul 2021 în America. Viața de sub soare e de șertăciune pentru că nu-i nimic nou sub soare. Nu sunt lucruri noi care să te surprindă. Și acum eu întreb. În vremea lui Solomon erau avioanele care zboară cu viteză record peste ocean în Europa sau navele spațiale care survolează spațiile interplanetare? Ce vrei să ne spui, Solomon? Ascultați-mă, dragii mei, principiul exista? Înainte ca oamenii de știință să inventeze avionul care zboară, Dumnezeu, care e suveran și creator, a făcut pasărea care zboară și noi spunem, lăudat să fie Domnul, principiul există? Aleluia. Înainte să fie cei de la NASA care zboară în cosmos, principiul există? Dumnezeu l-a răpit la cer cu metoda lui, pe Enoch și pe Ilie, lăudat să fie Dumnezeu. Nu sunt lucruri ce ne surprind. Viața de sub soare e de șertăciune, goană după vânt. Și zice Solomon, vă dau câteva argumente. Te bucuri o vreme aici, te bucuri împreună cu nevasta, tinereții tale, cu familia ta, cu cei dragi, cu prieteni, dar până la urmă totul e de șertăciune, că viața de sub soare e de șertăciune. Care sunt argumentele, Solomon? Și zice primul argument. Aș vrea să nu-l uităm. Viața de sub soare e de șertăciune pentru că n-am adus nimic și nu luăm nimic. Ce facem pentru Domnul rămâne etern. Să spunem amin. Aparținem unei lumi trecătoare, dar noi tindem la o lume care nu trece. Și asta e lumea lui Dumnezeu, glorie lui în veci.
Uitați-vă, dragii mei, viața de sub soare e deșertăciune, pentru că nu sunt lucruri noi care să ne surprindă. Dumnezeu e suveran peste toate. Slăvit să fie El. Zice Solomon, hai să vă mai dau un argument. Viața de sub soare e deșertăciune. De ce? Pentru că indiferent cine ești, persoana ta va fi uitată. Asta e prea de tot, nu? Peste numele tău și peste amintirea ta se așterne uitarea. Dacă a fost uitat un rege, așa cum a fost Solomon, care a influențat pe cei din vremea lui, nu vei fi uitat tu? Nu voi fi uitat eu? Uitați-vă ce zice el. Versetul 11. Nimeni nu-și va mai aduce aminte de ce a fost mai înainte și ce va mai fi, ce se va întâmpla mai pe urmă. Nu va lăsa nicio urmă de aducere aminte la cei ce vor trăi mai târziu. Te uită toți. Și dacă scrii pe coroanele de flori, nu te vom uita niciodată. Asta e pentru cei care rămân în urma celui decedat o vreme. Știți ce au constatat specialiștii? La a treia generație te uită toți. La o școală un profesor a întrebat, elevi, care dintre voi mai știe cum îl chema pe străbunicul? Și au fost câteva mâini ridicate. Și profesorul zice, stați așa, urmează a doua întrebare. Care dintre voi știe unde e îngropat străbunicul? Nu mai știa nimeni. Ca treia generație, te uită toți. Au fost personalități marcante ale istoriei, peste ei s-a așternut uitarea. În vremea lor erau de neînlocuiți, nu? Cine erau comuniștii în 89? Probabil cei care v-ați născut după 90, nici nu mai știți cine a fost Ceaușescu. Personalități marcante ale istoriei care au fost uitate. Dacă ar fi să ne aducem aminte repede ultimii președinți ai Americii, ultimii 5, trebuie să ne gândim un pic, nu? Ce să mai vorbim de cei din URSS? Ăștia-s chiar dați uitării. Viața de sub soare este deșertăciune, e goană după vânt, că indiferent cine ești, persoana ta va fi uitată. Dar am o veste bună seara asta, frați și surori. E cineva care nu te uită. Și acesta este Fiul lui Dumnezeu în care ți-ai pus nădejdea. Și dacă trece viața asta, un tâlhar care murea pe cruce lângă el, se zvârcolea în cuie, era ultimele momente ale vieții, înainte ca să-l învăluie mantia neagră a morții. A făcut o rugăciune, rugăciunea vieții lui. Nu știu să vă spun dacă s-a mai rugat vreodată în viață. Și a recunoscut trecutul păcătos pocăindu-se și a zis, pentru noi e drept. Ce-i drept? Să fim, primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre. Dar cel ce moare la mijloc e fără vină. Aleluia. Am o rugăciune, Doamne, eu cred că Tu ești rege și Tu nu sfârșești într-o groapă rece. Adu-ți aminte că Tu nu uiți. Adu-ți aminte și de mine când vei veni în împărăția ta, că tu ești rege. Aleluia. Și Domnul a rostit un cuvânt pentru tâlhar. E cineva care nu te uită. I-a spus acelui om, nu numai că nu vei fi uitat când s-or citi cărțile alea, eu îți spun ceva azi, noi de acum rămânem împreună pentru veșnicie, astăzi vei fi cu mine în rai. N-ați vrea să rămânem prieteni cu cel ce nu ne uită niciodată? Lăudat să fie Domnul! Ce folos are omul din toată truda care o dă sub soare? Că viața asta de sub soare, dragii mei, are o perspectivă limitată. Dar dacă ți-ai ancorat credința în Iisus Hristos, viața de sub soare nu mai e deșertăciune, ci e un timp de pregătire pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Lăudat să fie Domnul! Care va răsplăti fiecăruia după viața trăită aici. Nu-ți lega viața doar de trăirea de sub soare. Încearcă să privești prin credință la lumea cei dincolo de soare, de unde a coborât Hristos. Amin. Lăudat să fie numele Lui în veci. Amin. Prin jertfa de la cruce, El a venit să ne deschidă drum spre lumea cei dincolo de soare. Acolo vrem să ajungem toți. Ajută-ne, Doamne!
Cu puțin timp în urmă citeam ce s-a întâmplat în noaptea aceea teribilă, aprilie 1912, când s-a scufundat Titanicul. Se grăbeau cu viteză record să ajungă din Europa în America. Nu s-au gândit cei de pe vască că vor termina în mod tragic. Scria în documentul acela, după ce imensul vas a lovit icebergul acela și se scufunda, când bărcele de salvare au venit să mai recupereze persoane de pe Titanic, pe puntea vasului ce se scufunda, a apărut o mamă cu un băiețel în vârstă de 5 ani. Îl strângea lângă ea și a strigat către cel ce conducea embarcațiunea: domnule marinar, salvați-ne și pe noi! Și marinarul în noapte a strigat și a spus: în barcă mai este un singur loc. Urci ori dumneata, ori băiatul. Și mama l-a mai strâns odată la piept, l-a mai sărutat odată. Și a zis: luați-l pe el. Când barca se depărta de Titanic, mama a mai strigat odată în noapte: domnule marinar, te rog, nu uita! Când ajungi pe malul celălalt al oceanului, e tata ce-l așteaptă pe băiat, e soțul meu. Nu uita să-i spui un lucru: am ales să mor eu, să trăiască el. Nu uita! Frați și surori, prieteni dragi, noi ne vom apropia de rugăciunea finală, ca să mulțumim lui Iisus Hristos că a coborât în lumea noastră când noi eram gata să ne scufundăm. Cu 2000 de ani în urmă, când puntea acestei lumi se scufunda spre abis și spre pierzare, din cerul lui Dumnezeu a coborât Hristos. A acceptat să moară pe dealul crucii ca noi să trăim. Și noi spunem: glorie Lui! Ne-a prins în rugăciunea de pe cruce, spunând: Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Și noi în seara aceasta îi suntem recunoscători și poate îi vom spune în ultima rugăciune, poate chiar acum: mulțumim, Doamne, că ai coborât pe puntea din lumea noastră ce se scufunda. Îți mulțumim că ne-ai ales și pe noi să fim copiii Tăi, că ne-ai scris numele în cartea vieții. Că vom fi și noi în gloata aceea mare, indiferent de unde ne vei aduna din cele 4 puncte cardinale. Că vei aduna din America, din România, din Burundi, din Africa sau Australia. O, aș vrea tot să fim în norul acela de martori. Ajută-ne, Doamne! Să fim alaiul de întâmpinarea celui ce vine. Ajută-ne, Doamne! Chiar dacă viața asta e deșertăciune și goană după vânt, Hristos ne-a pregătit o lume mai bună. Ne-a pregătit o lume fără cancer, fără COVID-19, fără infarcte de miocard. O bucurie veșnică ne va încununa capetele. Ne vom pierde în șirurile cele multe ca să petrecem veșnicia împreună cu Hristos în lumea cei dincolo de soare. Acolo aș vrea să ajungem toți. Până atunci, până la momentul solemn, cântăm, căci dacă anii vieții zboară și cer senin de-a pururi nu-i, la Domnul meu e o primăvară și fericit că sunt al Domnului. Vă doresc tuturor un drum binecuvântat spre lumea cei dincolo de soare, prin credința în Iisus Hristos. Amin.